Urmează ceva. Vai, este superb. Iubesc chestia asta. Cred că urmează ceva destul de inedit. Sper să nu zică nimeni, automă-și pe Emilia. Eh? Emilia. Mm. Ce nu faci din iubire? Accepți până și numele ăsta de bălți. Întotdeauna când pregătim o premieră, fie că e la teatru, fie că e la televiziune, sau trebuie să iasă un film, întotdeauna sunt emoții foarte mari. Diferența între piesele de teatru și serialul de televiziune sau film este că nu mai poți să faci nimic. Deci ce ai filmat, cât de bine ai ieșit, cât de în formă ai fost, așa rămâne. Sper să le placă oamenilor. Ai emoții la fiecare proiect nou. Eu am an mulți de seriale în spinare, ca să zic așa. Dar de fiecare dată ca și cum ar fi primul. Sunt nerăbdătoare ca acest serial să apară pe micile ecrane. Este o reîntâlnire cu micul ecran din punctul ăsta de vedere al actoriei. În majoritatea rolurilor pe care le-am avut până acum am jucat fete bune. Acum e o provocare și e foarte interesant. De-abia aștept să ne vedeți. Primul impact pe care l-am avut e un film, am uitat, dar e un mare regizor american, film al negru, O lume nebună, nebună, nebună. Sincer, mă simt un pic ciudat, pentru că nu mă gândeam că o să am un rol principal acum. Îți dai seama că pentru mine e un challenge, pentru că ăsta e primul proiect de anvergură mai mare în care am fost și cooptat în rol principal. Ceea ce e major pentru mine. Adică și pe mine m-a luat prin surprindere faptul că am un rol așa de mare în așa de scurt timp. E foarte plăcut sentimentul ăsta, e copleșitor așa cumva. E ceva ce îmi place foarte mult să experimentez. Și de data asta vine, știi, un val așa mare de o grămadă de scene, de situații. Te trec prin mai multe situații acum în serialul ăsta decât am jucat vreodată, știi, adunat. Intrarea într-o astfel de întreprindere e o, să zic, intrare într-o anumită energie pe care trebuie să o cultivi și care devine până la urmă în sine o instituție. Adică fiecare dintre noi venim la acest job aproape în fiecare zi și timp de aproape un an sau cât, să zic, ține sezonul, suntem împreună ca o familie. Deja s-a creat un laborator, suntem ca o familie și atunci ai emoții, ai emoții. Un produs la care lucrezi de mult timp, vrei să fie bine. Sigur o să fie bine, mă gândesc, dar tot ai emoțiile alea, că nu știi cum va fi primit de public. Serialul Camera 609 este o poveste inspirată din viața cotidiană. Nu este un serial de epocă, nu este un serial care se întâmplă, eu știu, într-o lume fictivă. Este chiar inspirat din întâmplări și din lucruri pe care noi le trăim zi de zi. O comedie în care un grup de oameni aleargă după o comoară. Și subiectul este valoros, are mult umor, în același timp are romantism, are o poveste frumoasă de dragoste, cu problematici pe care le găsesc la tineri din ziua de azi. Deci ingredientele pentru a produce oglindire există. Telespectatorul va fi prins, captivat, datorită alternanței între secvențele dramatice și comice. Mi se pare că începe cu un mare boom din partea tuturor. Nu pot să dau mai multe detalii, dar da, te ține în tensiune. Este construit de așa natură încât să te țină în tensiune și să vrei să vezi mai mult. Dialogurile sunt foarte acide, suculente, picante și asta cred că va face deliciu spectatorilor. Ce ingrediente are serialul? Are mai mult cimbru decât alte producții TV. Avem și sare, avem și piper, dar rămâne să vedeți neastră despre ce e vorba exact. E destul de condimentat, zic eu. Sunt ingrediente pentru toate tipurile de mâncăcioși. Este formula aceea de chiproco, care
naște comedia care ține atent orice spectator, indiferent de vârstă. Este o comedie romantică atât de frumoasă, cu atâta umor și cu atâta comic de situație, de limbaj, de actorii sunt minunați. Este o echipă mai nouă cu care eu n-am lucrat până acum la antenă, pentru că ea n-a fost alcătuită până acum. Sunt absolut minunați toți. Iar e vorba de Ruxandra, care suntem împreună, ca să zic așa, generic de o viață. Colaborarea cu ea este întotdeauna o mare bucurie și chiar un regal. Mă bucur foarte mult că fac parte din echipa asta. Mă bucur că am șansa să cunosc niște actori pe care îi admiram înainte și acum chiar sunt aici lângă ei. Asta mi se pare extraordinar. Și că am cunoscut foarte mulți oameni foarte mișto. Personajul meu, Mircea, sunt soțul Ancăi Androne. Luminița. Luminița, de ce lumină? De-aia o cheamă Luminița. Sunt, aș zice, un bărbat sub papucul nevestei, dar nu-l deranjează. Boem, cu roc în căști în cap și cu cărți sub nas și se amuză. Doamna Felicia Soare este o doamnă extrem de emancipată. Este din lumea bună, să spunem, care ajunge într-o situație delicată, nu pot să zic foarte multe, din cauza situației familiale. Este o situație în care ea trebuie să rămână cu fiica ei și să răzvească printre valurile vieții, care nu sunt tocmai molcome, sunt puțin mai agitate. E atât de diferită de mine și e foarte provocator să pot să interpretez așa un personaj și interesat și tandru și puțin mai și parvenită și mamă nebună de băiat. Tot ce nu e ca mine, dar e foarte interesant rolul. Personajul cumva se potrivește foarte mult cu mine. Nu știu, adică când tot citeam episoadele și repetam și erau niște chestii acolo pe care eu chiar le-am trăit. Niște cuvinte pe care eu, expresii pe care le folosesc. Nu știu cum, dar s-au potrivit atât de bine. Și îmi place chestia asta, dar îmi place și că nu ne potrivim 100%, adică trebuie să mai adaug niște lucruri. Sunt anumite situații în care personajul meu intră, care, nu știu, cred că ar speria orice bărbat, dar în mod particular pe mine, în mod special, pentru că e una dintre cele mai mari frici ale mele, asta pot să zic, cu care se confruntă personajul meu încă de la bun început. Eu aici sunt o mamă de 3 fete și am să trăiesc cu această a doua natură pe toată perioada filmărilor. Eu inițial la casting am citit Adina Balti, dar de fapt o cheamă Adina Bălți. Deci am trecut de la Georgescu la Bălți, de la Georgescu în Bălți. Este un rol ofertant, este un rol care îți dă voie să te joci. Ai mult spațiu de joacă, de giumbuș lucruri. Nu poți să zici că ești într-un fel și atât. Știi? Are foarte multe fațete personajul ăsta. Nu e doar o formă, e o formă cu foarte mult fond, are multe straturi. Vlad e un personaj plin de surprize, e un personaj foarte colorat și, nu știu, mi-am permis să mă duc un pic în trecut, să forez după anumite tipuri de comportament sau moduri în care priveam lumea și, nu știu, viața în genere într-un anumit punct, într-o anumită etapă a vieții. Încearcă să-și securizeze cumva poziția ei și a familiei și în principal al copilului, al băiatului ei în această familie mai numeroasă și în acest business al familiei. Ea își dorește foarte mult banii ăștia, iar lui așa plei, îi se fâlfâie cu ei sau fără ei, sănătatea lui și așezarea lui interioară și bucuria că sunt sănătoși copiii și așa mai departe, e esențială, e primordială. Ăsta este scopul ei în această secundă.
pentru asta se luptă, muncește, trăiește, respiră. Ei sunt ne-euclidieni. Deci sunt paralele inegale care la un moment dat sau din când în când se întâlnesc. Asta vine și pe fundația de umor și de tandrețe cu care o privesc. Mă amuză. Eu sper să am abilitatea, chiar dacă așa la prima mână poate fi un personaj antipatic, sper să am abilitatea să o fac extrem de simpatică, de fapt, și să îi dai dreptate și să ții cu ea și să îți placă de ea și să fie fani și drăguță. Este foarte strict așa și eu am principii și mă țin de ele până la cer și ea e la fel și asta îmi place foarte mult, dar cumva mi se pare că foarte rapid la ea se întâmplă schimbarea asta de dacă ai călcat-o un pic pe coadă, gata, îmi scap. Și asta îmi place foarte mult. Eu cumva sunt mai liniștit, adică mă enervez un pic mai greu, dar și când mă enervez e... Îmi plac multe lucrurile. Știi că noi suntem destul de similare. Am făcut la un moment dat un test de personalitate în personaj. Adică, ok, Victor Pop, sunt Victor Pop. Cum răspund la întrebările astea și încerc să fiu cât se poate de sincer? Cum ai face la orice fel de test de personalitate? Și eu sunt INTJ, introvertit, intuitiv, nu mai știu ce și judgmental, nu mai știu. Eu sunt în engleză. Și Victor e ISTJ, e doar o singură literă diferență. Deci cumva ne asemănăm oarecum. El e mult mai principial și mult mai straight man, ca să zic așa, în sensul că e foarte după carte. Măi, sper să le placă de Adina. E un personaj construit pe comedie totuși. Ar trebui să tragă la public, să aibă priză la public. Dar nu știi niciodată. Nu poți fi pe placul tuturor și nici nu trebuie. Adina e dintr-o bucată, adică ori o place, ori nu o place. De asta îmi place actoria și îmi place să joc, că e ca și cum ai trăi. Fiecare zi vine cu povestea ei. Niciodată nu știi ce îți va aduce viitorul. Așa și noi, niciodată nu știm ce ne va aduce scenaristul sau scenariștii, mai bine zis. Ce e foarte frumos în scenariul ăsta și am avut ocazia să mă bucur, replici vii, replici pline de umor, replici pe care... să zic, le ții minte și mă caracterizează foarte bine felul în care au scris scenariștii. Îmi dau un suport foarte bun. Vine cu ceva proaspăt și cu toții avem nevoie să ne relaxăm și să ne distrăm atunci când ajungem seara acasă obosiți și vrem să uităm de grijile noastre cotidiene și să intrăm în grijile altora. O să râdeți cu siguranță, adică aici e garantat, n-aveți cum să nu râdeți. Și cât despre Victor și Eva și cum relaționează ei, ce pot să spun e că ei au o relație cu dragoste și năbădăi, sau cu năbădăi. Întotdeauna e un du-te vină între ei. Îmi place foarte mult ce se întâmplă, o să fie cu atât de multe treceri. Se vor întâmpla foarte multe, n-au la ce să se aștepte că o să fie tot timpul o surpriză. Și asta e foarte tare, îmi place mult. Numele serialului cred că e perfect ales. Descrie exact parcursul nostru într-un episod, ne putem despărți chiar și în păcat de două ori până să o luăm din nou de la capăt. Păi e o dezbatere în direct, iubire sau bani, contemplare sau gârgăuni. Simplu. Cam ce avem și toți. Pentru serialul ăsta cred că e ideal să ai niște vecini înțelegători, pentru că va stârni tot felul de reacții în tine. Adică dacă râzi, nu râzi așa hi-hi-hi, râzi în hohote. E păcat să se rateze așa ceva. Mai ales că peisajul nostru de seriale, ca să zic așa, puține câte sunt, face o notă aparte și chiar era nevoie ca gen de serial. Comedia romantică este extrem de plăcută de către public și așteptată și urmărită și se bucură de succes cam peste tot în lume. Vă așteptăm pe Antena 1, cel mai nou și cel mai tare serial, nu pentru că joc în el, nu de asta, pentru că e un serial care merită văzut cu actori 1 și 1, cu personaje extraordinare și cu multă, multă distracție. O să vă distrați pe cinste. Aveți răbdare, aveți răbdare, că acușa venim la voi acasă.